În cea de-a patra lecție de curent alternativ, vom discuta despre mărimile caracteristice ale curentului alternativ. Primul set de mărimi despre care discutăm sunt mărimile momentane sau instantanee, care sunt mărimile ce depind de timp și pentru care, în consecință, avem o dependență explicită de timp. În această primă formulă, vedeți. Mărimea momentană a fluxului magnetic, care a fost dedusă și folosită în lecția trecută. Valoarea maximă a acestui flux magnetic în lecția trecută a fost demonstrată să fie egală cu produsul dintre inducția magnetică și suprafața circuitului electric și această valoare maximă este mulțită cu o, un cosinus de un argument depend, de, ce depinde de timp. În acest grafic cu verde ve, puteți vedea uh, această funcție a fluxului magnetic de argumentul omega t, pulsație mulțită cu timp. Fi 0 nu, nu a fost uh, introdus și folosit în lecția trecută pentru că nu era foarte relevant în contextul acelei discuții, dar, în general, putem avea un factor fi0 care este independent de timp și se numește fază inițială. Prin definiție, fi0 este valoarea argumentului, întregul argument, la momentul t0 egal cu 0. În lecția trecută am demonstrat care este formula pentru mărimea momentană a tensiunii electromotoare induse, plecând de la această ecuație pentru fluxul, pentru mărimea momentană a fluxului magnetic. Și am găsit că tensiunea electromotoare indusă depinde de timp printr-o funcție sinusoidală. Deci avem un sinus de același argument, înmulțit cu o valoare maximă care a fost găsită ca fiind egală cu BS ori omega. Sau dacă doriți, este egală cu pulsația omega înmulțită cu valoarea maximă a fluxului magnetic. Din această ecuație pentru tensiunea electromotoare indusă, putem foarte ușor să găsim ecuația pentru curentul electric indus, I de T, deci el va fi o valoare maximă a curentului indus, înmulțită cu aceeași funcție, sinus de omega T plus fi 0, iar I m, valoarea maximă a curentului, este legată de valoarea maximă a tensiunii electromotoare prin legea om. După cum am spus, fi 0 se numește faza inițială și este faza totală a funcției sinus sau cosinus, calculată la momentul T egal cu 0. Deci acest întreg argument al funcției sinus sau cosinus, omega T plus fi 0, se numește faza totală și are o dependență de timp, bineînțeles. Dacă ne uităm cu atenție la variația în timp a acestei faze totale, adică calculăm delta fi care prin definiție este faza la momentul T plus un interval delta T minus valoarea la momentul T, observăm că ea este egală cu omega T, omega delta T, pentru că fi 0 se simplifică prin scădere. Deci, pulsația curentului alternativ este variația fazei totale în unitatea de timp. Deci, în contextul curentului alternativ, pulsația omega e viteza de variație a fazei totale a curentului sau a tensiunii electromotoare. În lecția trecută, când am discutat despre omega, am văzut că el era viteza de rotație a circuitului electric în care are loc fenomenul de inducție electromagnetică. Dar acest fenomen de inducție electromagnetică are loc în, de obicei în turbina centrale electrice care generează curentul alternativ, ce ajunge la prizele noastre și felul în care funcționează turbina într-o centrală electrică are mai puțină relevanță pentru un consumator de curent electric luat direct de la priză în casa dumneavoastră. Deci e mai relevant să definim pulsația curentului alternativ în funcție de parametrii curentului așa cum îi găsim în priză. Și atunci găsim această definiție un comentariu apropo de faza Fi0 dacă ne uităm la dependența temporală a momentului I de T în albastru observăm că I la momentul T egal cu 0 este egal cu IM înmulțit cu sinus de Fi0 și aceasta este valoarea graficului I de T în punctul T egal cu 0. Deci I maximul ții cu sin de sinus de faza inițială este valoarea acestui punct. Aceste dependențe temporale ale curenților și tensiunilor alternative se poate observa direct vizual cu un instrument numit osciloscop. Ce vedeți în această imagine este un osciloscop conectat la un element de curent alternativ și se poate vedea direct pe ecranul lui forma unui curent, curent sau unei tensiuni, în funcție de cum este cuplat și ce măsură. <coughs> Scuzați. Următorul set de mărimi, de mărimi ce descriu curentul alternativ se numesc mărimi efective. Să le introducem uh, pas cu pas. Datorită periodicității funcției sinus sau și a funcției cosinus, putem spune că, spre exemplu, intensitatea momentană a curentului la momentul t va fi egală cu minus intensitatea momentană la momentul t plus perioada împărțită la 2. De aici rezultă că atunci când, cal când vom calcula media pe o perioadă lungă a curentului momentan, vom obține 0. De ce? Haideți să vedem de ce se întâmplă asta. Deci ce vedeți aici? În primul rând cu albastru, deci vă rog să vă uitați la funcția cu albastru, care este sinus de omega t. Bineînțeles, am ales sinus de omega t pentru că i de t este egal cu un i maxim sinus de omega t, în care n-am mai scris faza inițială fi 0. Așa, dacă vă uitați la această funcție, veți vedea că ea are o perioadă, deci perioada unei funcții este momentul după care, ori valoarea temporală după care funcția se repetă. În cazul nostru, veți vedea că perioada este, bineînțeles, 6,28, care corespunde lui 2pi. Deci, aceasta este perioada T. Există. Bineînțeles, un, o valoare t pe 2, deci linia roșie va, va arată momentul în care funcția ajunge la timpul egal cu perioada împărțită la 2, după care se, ea se repetă cu semnul minus. Și deci, dacă considerăm oricare punct, deci să considerăm oricare punct pe partea pozitivă a lui sinus de omega t, ea va corespunde unei anumite, valori, unei anumite valori omega t. O să scriu și aici, poate se vede mai bine. Aici omega t. Și dacă ne ducem peste t supra 2 la un moment simetric, deci avem 4 diviziuni aici, mă duc la 1, 2, 3, 4, aici vom avea omega t plus t pe 2, observăm că punctul care corespunde acestui punct de pe grafic va avea aceeași amplitudine a curentului, dar cu semnul minus. Deci avem I și minus I. Deci, pentru fiecare punct pe partea pozitivă a lui sinus de omega t, există un punct corespunzător pe partea negativă, care are aceeași magnitudinea curentului, dar semn negativ. Deci când vom aduna ca să calculăm media, obținem 0. Media curentului va fi 0. Putem demonstra acest lucru chiar și plecând la definiția mediei. Valoarea media unei funcții f de x între între valorile x1 și x2 ale argumentului x este aria de sub graficului f de x între x1 și x2 împărțită la x2 minus x1 matematic scris, media lui F este aria funcției F între x1 și x2, împărțită la x2 minus x1. Dar dacă ne uităm din nou la uh, curba albastră a al lui sinus de omega te observăm că avem, pentru o perioadă suficient de lungă de timp, fiecărui lob sau fiecărei zone pozitive îi corespunde o zonă negativă. Această zonă va avea o arie pozitivă, iar această zonă va avea o arie negativă, dar egal. Deci, când vom aduna, vom obține același lucru, și anume că media intensității este 0. La fel, media tensiunii este 0. Din acest motiv, nu putem folosi direct media pentru aceste mărimi pentru a caracteriza circuitele de curent alternativ. Și tocmai din acest motiv se introduc așa-numitele valori medii efective care sunt definite ca rădăcina pătrată a mediei pătratului valorii momentane. Deci, practic, ce facem? Nu calculăm media lui I, ci întâi ridicăm pe I la pătrat și calculăm media lui. I. Bineînțeles, ca să nu obținem valori de pătratul unui curent, după aceea extragem radicalul. De ce? Sau care este ideea principală? Păi foarte simplu, în momentul când ridicăm sinus de omega t la pătrat, deci din nou când ridicăm curentul I la pătrat, ridicăm atât ce în față, IM, dar în principal ridicăm sinus de omega T la pătrat. Sinus de omega T la pătrat va avea lob pozitiv. Pătratul lobului pozitiv va fi pozitiv, dar pătratul lobului negativ va fi și el la rândul lui pozitiv. Deci vom avea o serie de lob pozitiv și atunci Media nu va mai fi 0, ci va avea o valoare pozitivă definită a acestui parametru și acestui parametru. Haideți să vedem care este această valoare medie efectivă. Deci, luăm I pătrat de T, care este I M pătrat, sinus pătrat de omega T, folosind următoarea formulă trigonometrică, 2 sinus pătrat de alfa este egal cu 1 minus cosinus de 2 alfa, <coughs> scuzați, avem această formulă. În acest grafic, care a devenit destul de încărcat, dar în acest grafic puteți observa cu verde funcția cosinus de 2 omega t. Și ce observăm este că are aceeași proprietate ca și sinus de omega t. Pentru fiecare lob sau zonă negativă, există o zonă pozitivă egală ca valoare. Deci când ne vom uh, când vom începe să le adunăm, vom obține zerouri. Vor simplifica una uh, în perechi. Deci media lui cosinus de 2 omega t pe o perioadă suficient de lungă de timp va fi 0. Și deci, i efectiv care este deci Revenind prin mediere, acest termen dispare. Și atunci, I pătrat mediu va fi egal cu I m pătrat împărțit la 2. Extragem radicalul, deci valoarea efectivă medie a curentului altern este valoarea lui maxim împărțit la radical din 2. La fel și tensiunea efectivă, valoarea maximă împărțit la radical din 2. În afară de faptul că dau o estimare a valorilor medii ale curentului și tensiunii, aceste valori medii efective mai au și o, o altă semnificație foarte importantă, despre care discutăm acum. Deci, dacă ne uităm la definiția valorii medii efective a curentului electric indus, care este aceea, aceasta. Dacă o ridicăm la pătrat și mulțim cu rezistența din curentul nostru, din circuitul nostru, vedem că R i pătrat efectiv este egal cu R i pătrat mediu. De aici putem trage concluzia care se poate demonstra și mai rigoros decât atât, dar această demonstrație simplă vă, vă sugerează imediat această proprietate care o, o voi citi acum. Intensitatea efectivă I efectiv a curentului alternativ I de t, e egală cu valoarea curentului continuu I unui anumit continu, curent continuu, care, traversând același rezistor în același interval de timp, generează aceeași cantitate de energie termică ca și I de T. Deci, acest I efectiv poate fi înlocuit în, poate înlocui I de T din punct de vedere al efectului termic al curentului alternativ, el, bineînțeles, fiind un curent continuu. Deci, prin aceste valori medii efective, am găsit Valoarea unui curent continuu, el trebuie să fie de această mărime i efectiv, pentru a produce aceleași efecte în circuitul nostru alternativ ca și idt.